Eram pe live zilele trecute și m-a întrebat o persoană ce sper să lași în urmă după ani de activitate. Și am stat și m-am gândit la chestia asta un picuț. Scoate-mă că sunt un picuț răgușit. Bună întrebare. Foarte bună întrebare. Sunt două abordări aici, ale mele personale. Prima este că eu înțeleg că nu am cum să schimb societatea românească la nivel mediu sau macro. Varianta mea, abordarea mea este să fac încetul cu încetul, puțin câte puțin, om cu om. De-aia, în momentul în care ai dat scroll de tot pe blog, vedeți manifestul și ăla este despre 5 oameni, despre cum, dacă din marea de cititori, din oamenii care intră zi de zi pe blog, câțiva găsesc informație relevantă pe un subiect, e de ajuns. Azi tu găsești pe subiectul ăsta, mâine altcineva găsește pe subiectul ăla, azi. Și tot așa. Deci oamenii se schimbă încet, 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 încet. Nu este o explozie. Asta, aș face o paralelă aici cu construcțiile. Noi acum trăim, se fac poduri, se fac autostrăzi, se fac nu știu ce. Nu se întâmplă peste noapte. Se întâmplă gradual, an de an. Nouă ni se pare foarte greu, pentru că schimbarea asta, din nou, nu este instantă. Și la fel și aici. Și am stat și m-am gândit, zic, ok, bun. Omul are dreptate. Nu e, mă rog, n-a zis-o, dar da, ok. Nu e cam puțin? 5 oameni sau câți se încerce așa să schimbă om cu om, om cu om, nu e cam puțin? Și răspunsul este următorul. Ca să schimbi mai mult, ca să faci mai mult, ca să aduci mai mult bine, trebuie în primul rând să devii o caricatură a ta. Trebuie să începi să augmentezi persoana ta. Și prin augmentarea asta înseamnă fie să devii mai agresiv, fie să începi să minți mai mult, fie să începi să te aliezi cu sau să faci compromisuri sau să n-aveți idee. N-aveți idee. Deci este, din nou, nu zic că toți care ajung celebri, mai celebri decât mine, deși eu sunt destul de vechi. A trebuit să fiu, scoate-mă un pic, am un pic de OCD, un pic de praf aici. Toți cei care au ajuns mai celebri decât mine au compromisuri. Dar, mă rog, asta trebuie să-și o spună fiecare. Nu vreau să zic eu asta. Trebuie să o recunoască ei. Nu pot să spun eu. Știu cazul și știu că, da, trebuie să mai lăsăm mai departe, trebuie să mai facem una alta, trebuie să nu știu ce, trebuie să aș vrea să am o părere despre, dar nu pot pentru că suport pe cutare, aș vrea să spun nu știu, dar nu suport pe cutare și așa mai departe. Și chestia asta, de asta nu pot să, adică, aș vrea să schimb mai mulți oameni, dar asta înseamnă să mă schimb întâi pe mine și să devin o caricatura mea. Ca să pot să fac chestia asta. Și atunci, adică, aș deveni de râs. Că asta înseamnă caricatura. Aș fi luat în râs de o altă parte a oamenilor și nu-mi doresc asta. Și pe de altă parte, știu, cu cât devii mai mare, cu atât trebuie să fii mai atent la ce spui, cu atât bla 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 bla. Cred că vedeți deja întâmplându-se o fază cu cât, mă rog, ne apropiem de 9.000 de abonați. Băi, tu te iei de chifoi și ai 8.000 de abonați. Tu vezi că nici măcar nu te bagă în seamă, i-a răspuns lui Lospa, care are mai mulți. Ți-a răspuns, că ești mic. Și subiectele tale sunt plictisitoare. Mi-a zis cineva la un moment dat, bă, subiectele tale sunt plictisitoare. Sau, bă, tu habar n-ai ce spui și uite, de-aia e așa de puțin abonați. E posibil să fie adevărat. E posibil. Nu știu asta. Istoria o să mă judece. Spun în glumă chestia asta, dar e posibil să fie adevărată. Știți că sunt, nu, poate unii de voi ați prins, bătrânii aia care țipau, bă, Iliescu e un comunist nenorocit, bă, cum puteți, bă, să-l votați, bă? S-ar putea să fie unul din aia. S-ar putea să fie unul din aia. Nu se știe niciodată. Și vârsta are și ea rolul ei, știi că se spune că îmbătrânim urât. Toți o facem. Toți îmbătrânim urât. Nu există persoană care să îmbătrânească frumos. Și aminte, a, nu, că la 30-35 eram praf, dar acum la 48 sunt forță. Nu.
Nu, toți ne moleșim, toți începem să o lăsăm mai male cu principiile, toți ne uităm în urmă și spun, bă, am fost prost, bă, puteam să fac mai mulți bani, bă, puteam să... Ce-a rămas în urmă? Ce-a rămas în urmă? Nimic? A, ok, 5 oameni. Am schimbat prea puțin și am rămas și sărac. Și tot ea are Lambo.